Partidul Șor, declarat neconstituțional în iunie trecut, a fost radiat din registrul de stat al persoanelor juridice printr-o decizie Agenției Servicii Publice. Potrivit unui comunicat al ASP, hotărârea de radiere a formațiunii politice a fost luată marți 23 ianuarie. Avocatul lui Ilan Șor a declarat pentru Jurnal TV că decizia ar fi una ilegală. Agenția Servicii Publice notează că decizia a fost luată în temeiul cererii depuse de Comisia de Lichidare a Partidului Șor, desemnată de Ministerul Justiției. Agenția Servicii Publice comunică că în data de 23 ianuarie curent, în temeiul cererii depuse de lichidatorii Partidului Șor, dizolvat prin hotărârea Curții Constituționale numărul 10 din 19 iunie 2023, acesta a fost radiat din registrul de stat al persoanelor juridice. Aureliu Colencu, avocatul care a reprezentat Partidul Șor în fața Înaltei Curți în cauza privind verificarea constituționalității formațiunii, a declarat pentru Jurnal TV că decizia este una ilegală. Considerăm că asta este o decizie, să spunem așa, luată la comandă. În baza hotărârii Curții Constituționale, toți au auzit ce atunci au fost și argumentele la Curtea Constituțională. Noi considerăm că asta e o hotărâre ilegală, care noi am atacat-o la Curtea Europeană și repede noi să primim un răspuns. Partidul Șor a fost declarat neconstituțional pe 19 iunie 2023 printr-o decizie a Curții Constituționale în urma unei sesizări a guvernului. Executivul a menționat că formațiunea ar fi acționat în contradicție cu principiile statului de drept și ar reprezenta interesele Federației Ruse în Republica Moldova. Cererea de a declara Partidul Șor drept neconstituțional a fost trimisă de guvern Curții Constituționale în noiembrie 2022. Tot în 2022, Ilan Șor și partidul condus de acesta a fost sancționat de Statele Unite și Marea Britanie pe motiv că ar fi distorsionat procesul electoral de aici și ar fi încercat destabilizarea Republicii Moldova în interesul Kremlinului.